Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea și în cadrul întâlnirii de astăzi vom dezbate tema probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor în mulțimea numerelor raționale. Matematică, clasa a 6. Atenție! Când rezolvăm o problemă cu ajutorul ecuațiilor, de obicei parcurgem următorii pași. 1. Identificăm și notăm necunoscuta sau, dacă e cazul, necunoscută. 2. Scriem problema sub forma unei ecuații sau a unui sistem de ecuații. 3. Rezolvăm ecuația obținută. 4. Verificăm soluția sau soluțiile găsite. 5. Formulăm răspunsul la cerința sau cerințele problemei. Haideți să vedem împreună cum anume transpunem cele de mai sus în rezolvarea unor probleme. Prima problemă ne spune că la un număr adunăm o treime din el și apoi scădem două cincimi din acesta și obținem în final 20. Cât este numărul? În cadrul rezolvării acestei probleme putem nota cu X numărul căutat, identificăm o treime din el, adică x pe 3, respectiv 2 cincimi din acesta, reprezentând 2 ori x supra 5. În acest context, problema devine echivalentă cu ecuația x plus x pe 3 minus 2 ori x pe 5 egal cu 20. Vom aduce fracțiile la același numitor, numitorul comun fiind 15. Astfel, primul termen al ecuației x se amplifică prin 15, al doilea termen al ecuației se amplifică prin 5, respectiv al treilea prin 3, obținând 15 ori x supra 15 plus 5 ori x supra 15 minus 6 ori x supra 15 egal cu 20. În urma adunării fracțiilor care au numitorul comun 15, obținem o nouă fracție al cărei numărător este 15 ori x plus 5 ori x minus 6 ori x, iar numitorul, bineînțeles, rămâne 15. Ea este egală cu 20. Așadar, în urma deducerii termenilor asemenea, obținem 14 ori x supra 15 egal cu 20. Deci, x este 15 ori 20 supra 14, adică putem întâi simplifica această fracție prin 2, obținând 15 ori 10 supra 7, deci obținem rezultatul x egal 150 supra 7, 150 supra 7 fiind o fracție ireductibilă, rămâne sub această formă soluția problemei. A doua aplicație ne spune că într-o clasă sunt 29 de elevi. Determinați numărul băieților și apoi al fetelor, știind că numărul fetelor este 45% din numărul băieților. Pentru rezolvarea acestei probleme, notăm cu X numărul fetelor și cu Y numărul băieților din clasă. Din ipoteza problemei se deduc următoarele două relații. Anume, X plus Y egal cu 29, numărul elevilor din clasă, în mod evident, se obține prin sumarea numărului băieților cu cel al fetelor. Respectiv, x egal cu 45 supra 100 de înmulțit cu y, fiind relația care este relația echivalentă cu cerința că numărul fetelor este 45% din numărul băieților. Așadar, problema noastră va deveni echivalentă cu rezolvarea următoarei ecuații, 45 pe 100 ori y plus y egal 29, dăm factor comun pe y și obținem y înmulțit cu 45 pe 100 plus 1 egal cu 29. Aducem la același numitor și rezolvăm în sensul calculului operația din interiorul parantezei rotunde, așadar obținem y ori 145 supra 100 egal 29. În concluzie, y este 29 ori 100
supra 145. În urma simplificărilor obținem 100 supra 5, respectiv y egal cu 20. Astfel, am obținut că în clasă sunt 20 de băieți. Atunci, fete vor fi, într-un mod de calcul anume, 29 minus 20, adică 9 fete. Haideți acum să facem și o scurtă verificare. Probăm că numărul băieților este 20 și cel al fetelor este 9. Verificăm cele două relații, anume x plus y egal cu 29, evident adevărată, 20 plus 9 ne dă 29, respectiv faptul că x este 45 pe 100 din y, adică 45 pe 100 din 20 ne va da 900 pe 100, adică 9, care reprezintă x-ul, adică numărul fetelor din clasă. Așadar, problema are ca soluție numărul fetelor x egal cu 9, numărul băieților y egal cu 20. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!